Îmi pare bine să fiu cu dumneavoastră în această seară și mă bucur mult de cei 90 de ani pe care îi sărbătorește Biserica din Constanța și chiar dacă nu sunteți mulți de 90 de ani aici, cei mai mulți ați fost parte din viața acestei biserici prin multe binecuvântări și prin mari lucrări. Îl slăvesc pe Domnul pentru aceasta și mă rog să vă binecuvânteze pe toți. Pe mine. Sigur, mă bucur să fiu aici într-o echipă, să zicem, aproape completă. Mi-aduc aminte de anii de tinerețe când împreună slujeam Domnului în diverse capacități, dar eram prezenți la studii biblice, la lucrarea cu tinerii sau la predicare împreună cu fratele Marian și cu siguranță împreună cu fratele Doru, față de care nu pot să-mi depășesc o anumită sfială ca de la ucenic la mentor. Pentru că mi-aduc aminte de locul acesta de botez. Mă aduc aminte cum într-o zi, la sfârșitul unei ședințe de comitet, veneam să verificăm, nu mai știu ce, dacă era bine perdeaua sau nu, și mă împinge un pic în acolo și ia să vedem cum îți stă. Și m-a făcut să înțeleg că se gândea la o invitație ca să intru în slujire ca păstor, asistent, ca să fim împreună în lucrarea Domnului. Sigur că răspunsul a venit cam peste 6 luni de rugăciune, din păcate nu l-am dat foarte repede, după ce m-am consultat cu mulți frați, cu Adrian Olaru, cu Marian și poate încă câțiva. Mi-aduc aminte de botezul meu aici, mi-aduc aminte când fratele Dăduică m-a invitat prima dată să predic și era, cred că, la puțin timp după botez și aproximativ câteva săptămâni după ce împlinisem 14 ani. Nu știu dacă eu aș face același lucru cu un tânăr de 14 ani, dar măcar în amintirea acestui lucru probabil ar trebui să fac. Și țin destul de bine minte și care a fost atunci atmosfera și că a fost o încurajare pentru mine. Mai țin minte că dacă vreau să predic, pregăteam un subiect și veneam îmbrăcat vinerea seara, când era deschisă ideea, la cravată. Aproape 90% frate de Duica aș veni să spună: Tavi, nu ne poți ajuta la predicare? Era un lucru pe care îl prinsesem eu așa ca adolescent. Aici m-am întâlnit cu Daniela, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât să ne întâlnim, eu și Daniela, soția mea, acum este în București. Și am avut nunta, o bună parte din viață și lucrare a început aici și cunosc pe atâți oameni de la cor și din biserică. Mă bucur că am fost împreună și chiar astăzi la o întâlnire de comunicări, așa o întâlnire sărbătorească, comemorativă a 90 de ani de existență și mărturie baptistă în Constanța. Spuneam că am rămas modelat de insistența fratelui Hnatiuc pe predicare. Unul din lucrurile pe care le-a făcut dânsul când a venit a fost, mi-aduc aminte discutând, să ridice valoarea, respectul, importanța, sacralitatea predicării. Așa încât cuvântul lui Dumnezeu să fie ascultat cu atenție și să se vadă nevoia de a-l aplica în viața noastră. Și de a ne baza pe puterea lui Dumnezeu. Am privit acum la această relatare
care este una surprinzătoare. Legat de ea, aș vrea să fac câteva urări pentru biserică. Dar, în același timp, aplicații pentru viața noastră personală. Mi-aduc aminte că Gilbert Bécaud avea un cântec, e un cântăresc francez, dintr-o epocă pe care adolescenții de azi nu mai cunosc. El zicea, în franțuzește, importantă se la roză. Importantă e trandafirul. Nu știu de ce spunea treaba asta, dar cânta interesant. Acum, aș vrea să vă invit să vedem în capitolul 2 ce este important. Ioan spune de câteva ori ce este important în Evanghelia sa. Domnul Iisus, vorbind cu Marta și Maria, vorbind cu Marta despre Maria, spune că Maria a vrut să asculte cuvântul Domnului și lucrul acesta este important, nu îi se va lua. Asta trebuie făcut. Ce trebuie să facem noi dacă vrem să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu, de transformarea vieții noastre prin puterea lui Dumnezeu, de continuarea binecuvântării lui Dumnezeu? Aici este o relatare a primei mari minuni, a primului mare semn făcut de Domnul Iisus. Și poate este surprinzător, dacă v-ați pune în locul Domnului Iisus, cam care ar fi primul mare semn cu care ați vrea să începeți lucrarea. Aș putea să vă spun care este ultimul și cu ăla cu siguranță că ați fi vrut. Ultimul mare semn este în cartea lui Ioan, învierea lui Lazar, care prefațează învierea Domnului Iisus și arată că Domnul Iisus are putere peste vii și peste morți. El poate să cheme la viață, el poate să judece, pentru că el spune Martei, crezi în mine? Da, cred, tu ești Mesia, cel care va veni la sfârșit pe pământ. Crezi că poți să îl înviezi pe Lazar? Da, cred, va fi înviat la judecata din urmă. Ce, nu, ok, adevărat, știu că ești o loagă, dar știu că în timp ce speli vasele te gândești la teologie, dar până atunci eu pot să-l înviez acum. Și aceea chiar că a fost un mare semn cu care să sfârșești exact înainte de propria suferință și exact înainte de înviere și de glorie, de gloria înălțării, să sfârșești lucrarea pe pământ. Dar dacă ați fi fost în locul Domnului Iisus, cu ce semn ați fi început? Ați vrut să fie o vindecare? Ați fi vrut să fie o coborâre de foc din cer? Nu. Asta nu. Altceva? Ați fi început cu ceea ce a început Domnul Iisus? De asta zic, este un semn extraordinar de interesant. Haideți să privim la Scriptură și să vedem, ne spune cuvântul Dumnezeu ceva? Ce ne spune despre felul în care binecuvântarea poate să vină în viața ta și a mea? Și poate să rămână în viața bisericii. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Printre altele m-am gândit la acest text, la acest pasaj, aducându-mi aminte că săptămâna trecută a fost sărbătoarea Mariei și, printre altele, și sărbătoarea Marinei. Și mă gândeam, de ce este Maria patroana Marinei? Ar putea să fie patroana nunților. Aici, cel puțin, mama Domnului Iisus este la nuntă. Observați că mama Domnului Iisus este prezentă la nuntă. Ea era acolo. Nu spune că a fost invitată acolo. Probabil că era o gospodină foarte bună, dacă nu cumva era și rudă cu cei care au făcut nunta. Deci mama Domnului Iisus era la nuntă. Și vedem apoi despre Domnul Iisus, ni se spune, la nuntă a fost chemat sau a fost invitat și Iisus cu ucenicii săi. Mă rog ca biserica din Constanța, așa cum a fost, să rămână un loc al celebrării, un loc al bucuriei, un loc al slujirii și un loc în care să fie invitat Domnul Iisus Hristos. În permanență,
frumusețea sărbătoririi cuvântului lui Dumnezeu, frumusețea cântărilor, frumusețea rugăciunilor este sărbătorirea prezenței Domnului Iisus. Să știu că vorbesc cu Dumnezeu, să știu că El mă ascultă, să mă bucur de prezența Lui. Mă pot bucura și acasă, e adevărat, când mă rog acasă. Dar biserica se bucură în plinitatea ei când vine împreună să aibă părtășie și să slăvească pe Dumnezeu. Aceasta este o mare condiție și o mare invitație. Este urarea mea pentru biserica de aici în același timp. Și pentru fiecare om și pentru fiecare familie. Să fim implicați în celebrarea prezenței lui Dumnezeu. Și în tot ce facem, Domnul Iisus să fie invitat. El să fie oaspetele de onoare. Acum, acesta fiind contextul, haideți să privim ce s-a întâmplat. Printre altele, e frumos că Domnul Iisus și-a făcut semnul la o nuntă. Poetul Ioan Alexandru zicea, într-una din poeziile sale numită Bucurie, că Domnul Iisus, foarte interesant, primul său mare semn nu l-a făcut la durere sau la înmormântare, ci a venit să se unească împreună cu noi la bucurie. Și să adauge ceva în plus bucuriei. Prezența sa și puterea cuvântului său. De aceea să sărbătorim și să sărbătoriți cu toată bucuria acești 90 de ani. Și Domnul să dea mari binecuvântări bisericii în Constanța. Și în toate să ne bucurăm de ceea ce adaugă prezența Domnului Iisus Hristos. Când s-a isprăvit vinul, mama lui a zis, nu mai au vin. Acum, sigur că ar trebui să ne punem întrebarea, de ce s-a isprăvit vinul? Nu din cauza că a venit Domnul Iisus și ucenicii. Probabil că a fost prea mult. Nu, prea puțin. Dacă vinul a fost puțin, de ce credeți că a fost puțin? Că nu erau mai mulți bani. Dacă erau mai mulți, ar fi cumpărat mai mult. Să știți că nu vă chem eu la telefon, deci puteți să-l închideți. A apărut o criză, o nevoie. În familia aceea și la nunta aceea, nevoia s-a numit lipsa vinului. Nu se făceau nunțile fără vin. Nu era nici vinul de astăzi în care existau nu știu câte, există nu știu câte grade. Era un vin mai slab, un fel de must fermentat, păstrat dulce și în același timp ușor alcoolic. El ținea loc de băutură răcoritoare. Se bea la nunți și în împrejurări. La fel făceau și italienii. În general, apa era mai greu de păstrat. Și din cauza asta aveau must ușor sau vin ușor diluat și asta era de cele mai multe ori băutura lor răcoritoare. Fiind și dulce, i-a ajutat să își revină. Nu exista Coca-Cola. Acum gândiți-vă că s-ar face o nuntă și nu mai ai deodată răcoritoare. Nu mai ai nici Coca-Cola, nu mai ai nici Sprite, nici 7-Up, nici apă minerală. Ce punem la masă? Sau gândiți-vă că vin mai mulți musafiri și nu mai ai carne. Ce facem? Sau nu mai ai farfurii. De unde? Repede la vecini. Sau nu mai ai scaune. Repede la biserică. Da, biserică sunt bănci. De unde iei ce-ți trebuie? Când am făcut noi nunta, am avut o surpriză. Surpriza a fost interesantă. Și anume, am beneficiat de ajutorul unei mătuși și de ajutorul unui bucătar profesionist, care au încercat să colaboreze, ca opoziția cu puterea, la meniu. Când s-a sfârșit primul fel, a venit cum trebuia puiul. În timpul comunist era foarte greu să găsești carne, dar s-au găsit niște copane. Copanele însă au venit pe câte o farfurie singure, singurele. Erau ele singure, erau mici, destul de bine prăjite și parcă erau și mai mici. Ne-am uitat toți și am zis, unde e garnitura?
Ne-am uitat la mătușă, ne-am uitat la bucătarul profesionist și a spus, care garnitură? Garnitura. Nu e nicio garnitură? Nu este că ea spunea să facem și ce legume și eu am spus să facem ceva cartofi și ea a spus nu, că să fie legume și eu am zis nu, că mai bine cartofi. Și mă, n-au făcut nici cartofi, nici legume. Am binecuvântat și noi felul ăla doi, nu mai știu dacă cineva ți-a adus aminte de episodul acesta, dar pentru noi, puși în capul mesei acolo ca mire și mireasa, era o încercare extrem de interesantă. Masa avea loc aici, la subsolul bisericii. Deci vă dați seama că, mă rog, am sperat că tortul va fi mult mai bun și lumea va uita lipsa garniturii. Sper să fi fost așa, nu mai mi-aduc aminte. Oricum, ce importanță are masă? Mai bine să împace cei doi, nu? Asta zic și. Și a fost o lipsă la masă. O lipsă te poate face să te simți foarte stânjenit. De data asta lipsea vinul. Vă dați seama că încă și mai mult, cred că mama Domnului Iisus era gospodină acolo în echipa de pregătire a nunții. Ea știa lucrul ăsta. Vine la Domnul Iisus probabil cu o anumită urgență. Nu mai au vin. Și nici nu scrie că a spus mai multe. Ce să mai zici? Nu mai e. Probabil știa, știu că tu poți, n-ai putea să încerci. Ești aproape gata să începi lucrarea mesianică. La o nuntă ar fi bine? S-au confruntat cu criza. Ce faci când te confrunți cu criza? Acesta este cel de-al doilea lucru, cel de-al doilea îndemn. Când te confrunți cu criza, vino la Domnul în rugăciune și roagă-te cu perseverență. Aceasta este urarea mea. Cine te poate ajuta altcineva decât Domnul? Maria, mama Domnului Iisus, a venit la Domnul și a spus, nu mai au vin. Nu se spune că a mai vorbit altceva, poate că e obișnuit să vorbească puțin și să înțeleagă mult. Și Domnul Iisus a înțeles. A înțeles pentru că se vede din răspunsul său. I-a zis, femeie, aici traducerea e un pic dificilă, așa este. Practic, Domnul Iisus îi zice în original, ca să zicem așa, cu toate că cred că a vorbit aramaică, dar în grecește, când s-a scris Ioan, a zis așa, femeie, ce mi-e mie și ție? Cam nici de aici nu înțelegi prea mult. Unii traduc așa, femeie, de ce trebuie să ne îngrijorăm noi? Alții, de ce îmi spui mie lucrul acesta? În orice caz, Domnul Iisus arată că nu era, a înțeles ce se spune, a înțeles că se făcea un apel să intervină și ridică obiecții. E cazul? Crezi că e cazul? Eu aș înclina să zic că nu e cazul, pentru că nu mi-a venit încă ceasul. Ora. Spune în grecește. Ora. Acum ora este un cuvânt cheie pentru toată Evanghelia după Ioan. Și Domnul Iisus, dacă observați, știe foarte bine când să se ducă la o sărbătoare, când să nu se ducă, dacă i-a venit ceasul sau nu. Și la un moment dat se spune în Ioan că nu s-a dus la o sărbătoare pentru că știau că vor să-l prindă, dar el știa că nu i-a venit ceasul. Dacă mergea acolo, era prins mai devreme, nu mai termina toate lucrările, nu mai ajungea poate la învierea lui Lazar, mai erau niște învățături de dat. Domnul Iisus era clar, este după botez, este a treia zi, spune aici, dacă se face un calcul, aceasta a treia zi este a treia zi după a doua zi, după a doua zi. Observați în capitolul 1 din Ioan. Și asta înseamnă că este a șaptea zi după botezul Domnului Iisus. O săptămână plină de evenimente. Domnul Iisus știa deja calendarul său. Îl știa bine și dacă poate nu îl știa foarte bine, sunt sigur că Duhul Sfânt puncta în fiecare moment care este calendarul. De aceea el spune, nu mi-a venit încă ceasul. Cum să vii la Domnul în rugăciune? Maria a venit cu îndrăzneală și i-a prezentat situația Domnului Iisus. Să venim la Dumnezeu cu îndrăzneală și cu perseverență. Pentru că Domnul este un Domn
bun și milostiv. Aduceți-vă aminte când Avram a încercat să mijlocească pentru cetatea Sodomei și Gomorei. Erau niște cetăți pline de oameni vinovați. Și poate n-ar fi meritat să mijlocească nimeni pentru ei. Și totuși Avram mijlocește și spune, Doamne, vei distruge Tu cetatea aceasta dacă sunt 50 de oameni sfinți? Și Dumnezeu acceptă această luptă în rugăciune, în dialog cu El și spune, nu o voi distruge. Doamne, dacă nu sunt 50 și sunt 40, îi vei distruge? Nu, la 40. Dar 30, dar 20, dar 10. Dacă sunt 10, nu voi distruge această cetate. Și problema care a fost? Că n-au fost nici 10. Dar vedeți cât de larg a fost Dumnezeu în a accepta lupta rugăciunii? Oare cum ar trebui să mijlocim noi în rugăciune? Pentru cei din jurul nostru. Cum ar trebui să venim noi în rugăciune când noi suntem în criză și familia noastră? Cum ar trebui să venim în rugăciune? Sigur, Domnul ne va răspunde, s-ar putea să-ți vorbească prin cuvânt și să-ți aducă obiecție, să spună, poate e cineva de pocăință. Doamne, știu, ne pocăim. Dar și dincolo aceea trebuie să... Doamne, și aici ne pocăim. Când ajungi în criză, ai îndrăzneală să vii la Domnul rugăciune? Ai îndrăzneală să vii cu perseverență în rugăciune, cum spune Domnul Iisus, și să nu te lași. Domnul vrea să ne angajăm în rugăciune, în perseverența aceasta, în lupta rugăciunii. Este importantă comunicarea cu El. Noi cunoaștem pe El, El ne cunoaște pe noi și în această comunicare El ne transformă viețile. Și dacă ajungem să fim cei transformați de Dumnezeu, El poate să intervină. Multe sunt scopurile pe care le are Dumnezeu cu rugăciunea. Noi suntem interesați să ni se răspundă punctual și să fie rezolvată criza. Și Dumnezeu e interesat de mai multe. E interesat, în primul rând, să ne schimbe pe noi și cu noi apoi lumea. Și să nu folosim noi ce ne dă El cu gând rău. Știți ce spune Iacov? Nu aveți pentru că? Nu cereți. Sau? Cereți, dar... Cereți ca să risipiți în plăceri? Nu ca să... Și atunci, sigur. De asta ai nevoie ca în timpul rugăciunii rugătorul să fie schimbat. Și de asta ai nevoie să ne rugăm. Noi suntem schimbați și Dumnezeu revarsă dragostea sa și binecuvântarea sa când noi ne lăsăm schimbați. De aceea, primul lucru pe care l-am dorit a fost să fim și să fiți o biserică a celebrării și a sărbătorii unde Domnul Iisus este invitat. Cel de-al doilea este să fim oameni care atunci când se confruntă cu criza, să venim la El și în rugăciune și să perseverăm în rugăciune și să nu ne pierdem nădejdea. Acum observați că relația este foarte interesantă aici. Maria știe cine este Domnul Iisus, ea știm că se gândea profund la tot ce se... Luca ne spune, evanghelistul, că se gândea mult la ce s-a întâmplat și la naștere și apoi mai târziu cu Domnul Iisus. Păstra toate cuvintele auzite în inima ei și se gândea la ele. Ea știa ce poate Domnul Iisus să facă, de aceea a zis, nu mai iau vin. Și a știut că poate să îndrăznească să vină la El cu o cerere. Observați însă că acceptă și frumoasa statură autonomă și independentă a Domnului Iisus. E o lecție frumoasă de relații în familie. Când ți-au crescut copiii, atenție, că Domnul îi cheamă să fie oameni pe picioarele lor. Îi vei încuraja la asta? Vei încerca să-i domini? Îți vei înțelege rolul de părinte? Foarte frumoasă lecție de relații. Domnul Iisus nu i-a vorbit nerespectuos aici. Aduceți-vă aminte că la cruce a folosit o expresie asemănătoare zicându-i, femeie, iată, fiul tău. Era un mod în care te adresai unei femei în timpul acela. Că era mama ta sau nu, îi spuneai femeie. Sau băiete, sau bărbatule, sau... Nu era exact aceeași concepție și uzaj pe care îl avem noi. Mama Domnului Iisus, vedem că este destul de hotărâtă în ceea ce s-a rugat.
și zice ucenicilor, zice slujitorilor, un sfat aproape profetic. Le zice să faceți orice vă va zice. Asta e demn de un motto. Sau motto, cum vreți, dacă n-am pus accentul bine. Să fac orice îmi va zice. Să-i pune motto-ul acesta pe pagina de Facebook. Pe căpătuiul vieții tale, la loc de cinste în viața ta. Să faceți orice vă va zice. Și eu, cum observați pe slujitori? Acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Deci nu erau vase de vin, erau vase pentru curățire. Ele se umpleau cu apă și se lua apă cu un ulcior și se spălau frumos pe mâini ca să poată... Asta era spălarea rituală, urmă ca doctorii, înțelegeți? Mergeau la masă, uscau mâinile, nu se mai atingeau de nimica. Erau 6 vase și fiecare încăpeau câte 2 sau 3 vetre. Asta însemna ceva între 75 și 120 de litri. Niște vase de piatră de 75 sau 125 de litri, aproximativ 3-4 căldări. 5 căldări? 4. Mă rog, depinde cât e de mare căldarea. Dacă e de zidărie sau dacă e mai normală de grădinărit. Deci, nu erau niște vase pentru vin, erau niște vase pentru apă. Și el le spune, umpleți vasele acestea cu apă. Cum le-a zis? Umpleți vasele. Și ascultați cum sublinează cuvântul lui Dumnezeu. Anume, și ei le-au umplut până sus. N-au zis, știți, merge și așa, ca la români. Cât e? Mai o palmă. Da. Aproape le-am umplut, Doamne Iisuse. Ei chiar au ascultat ce a spus mama Domnului Iisus. Ea le-a zis să faceți orice vă va zice și el a făcut, și ei au făcut tot ce le-a zis. A zis, umpleți! Am umplut! Mai pune! Nu mai pune! Până la vârf. Cel de-al treilea lucru pe care l-aș ura bisericii și mi-l urez și mie este să ascultăm de Domnul Iisus în tot ce ne spune. Și vom cunoaște binecuvântarea. A zis, umpleți până sus. Până sus. A zis, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta. Domnul Iisus, spune Evanghelia. Spune Evanghelia. Cum? Cu dedicare, cu dragoste. Fă lucrarea lui Dumnezeu cu dragoste. Să nu mai rămână loc nici de 2 degete. Să spui, puteam să fi făcut mai bine. Da? Merge și așa. Slujitorii sunt astfel de oameni care ascultă. Apoi, ascultarea lor continuă. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus nunul după ce a gustat apa făcută vin. El nu știa de unde vine vinul acesta. Slujile însă care scoteseră apa știau. Ei nu numai că fac, dar și... gândesc. Noi muncim, noi nu gândim. Nu. Ei muncesc și ei... gândesc, pentru că s-au uitat. Ei știau de vin. L-au văzut pe ăsta că nu știe. Dar noi știm. Și s-au gândit, cum mă i-am scos? N-am pus noi apă? Și acum am scos apă și la el, până când să ajungem noi, a ajuns vin? Cine este acesta care poate să facă așa de mari lucrări? El nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa, știau. Și se gândeau. Ioan, nu ezită și nu evită să spună lucrul acesta. Nu pierde ocazia să-l spună. Slugile știau. V-am scris lucrul acesta ca să știți, spune Ioan, ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică. Fii omul care slujește și omul care trage concluziile, care se uită și recunoaște mâna lui Dumnezeu. Și reține lucrurile acestea. Și va fi în stare să dea o mărturie. Un astfel de slujitor aș vrea să fiu și eu. Și un astfel de slujitor îți doresc ție să fii. Care face tot ce spune Domnul. Și care reflectează la ce a făcut Domnul în viața sa.
În cele din urmă, aș vrea să vă doresc să știm care este importanța transformării. Ca să înțelegem importanța transformării, trebuie să predic mai încet. Vă rog să mă înțelegeți. Ca să înțelegeți importanța transformării, ar trebui să ne gândim la ce înseamnă transformarea apei în vin. Mai întâi, gândiți-vă cât de neașteptat și de grozav este lucrul acesta. De câte ori? Mulțumesc. Domnul să binecuvinteze. Să crești mare și puternic în harul Domnului. Nu, așa îmi spuneau și mie când eram mai tânăr. Acum se mai schimbă salut. Gândiți-vă cum s-a transformat apa în vin. Cât timp a durat? Câte secunde? Când s-a transformat apa în vin? De la vas până la nun? Când a zis Domnul Iisus, luați și duci? Duceți? El a zis, scoateți acum și aduceți nunului. Cât timp credeți că a durat? Cât să fi durat? Nu știm. Dar foarte puțin. Poate să fi fost o zecime de secundă. Două secunde. Mulțumesc, Marian. Marian, Domnul să te binecuvinteze în slujire. Am două pahare cu apă. Aici sunt două simboluri. Unul de la generația mai tânără și unul de la generația mai experimentată. Mersi foarte mult. Gândiți-vă cum s-a transformat apa aceea la puterea cuvântului lui Dumnezeu. Într-o clipă au apărut aminoacizi, a venit o energie sfântă, a avut loc un proces de fermentare, a apărut zahăr. Și tot procesul acesta a dus la un vin foarte bun, pentru că nunul zice... Orice om pune la masă, întâi vinul ce bun și după aceea, după ce au băut oameni, mai puțin bun, că nu-și mai dau seama. Da, tu ai ținut vinul cel bun până acum să poate lucrul acesta. Și a dat seama că este un vin bun. Într-o clipită, într-o zecime de secundă, într-o fracțiune de secundă, apa s-a transformat în vin. Mi se pare că Byron avea un vers cu privire la această transformare și zicea că apa s-a întâlnit cu creatorul ei și desfială s-a înroșit. Nu știu dacă așa s-a întâmplat, dar Domnul a transformat într-o clipită apa și a trecut prin toate procesele prin care ar trece ea când cade din nori în pământ și adună vitamine și pe urmă se urcă pe canalele plantelor până în fructe, în frunză, e transformată, beneficiază de razele soarelui, crește bobul, omul vine și taie, adaugă îngrășământ, alungă gâzele, nu știu ce mai face, pune îngrășământ, are grijă de irigație. În cele din urmă apar strugurii, pe urmă ea îi strivește și iese un must foarte bun. Toate le-a făcut într-o clipă. Cât de glorioasă este transformarea aceasta! De aceea spune textul că și-a arătat slava sa. Nu doar puterea a arătat-o, ci-a arătat gloria sa. Domnul are toată puterea în cer și pe pământ. El a mulțit pâinile, a mulțit peștii, el a transformat apa în vin. El poate să transforme viața noastră. Ca să înțelegem puterea transformării, și am avea nevoie să ne gândim un pic la simbolul vinului. Ce simbolizează vinul în Scriptură? Haideți să spunem. Sângele legământului. Bine, așa este. Altceva. Veselie. Bucurie, binecuvântare. Găsim în Amos, în Isaia, că împărăția
lui Dumnezeu când vine, vine așa încât este lapte, miere, dar este și must. Ca să fie țara atractivă, când s-au dus spionii în Israel și au în Canaan, cu ce s-au întors? Ce au spus că au văzut? Este lapte și miere și niște struguri așa de mari. De-abia îl duceau doi înși. Mă întreb cum o fi fost. Și mă întreb cât ori fost nevoie să mănânce, da? Cred că eu eram suficient. Însă, un strugure foarte mare. Este o binecuvântare de la Domnul. Domnul Iisus aseamănă legământul cu vinul și spune că mântuirea adusă de el este ca un vin nou care nu trebuie pus în burdufuri vechi. Nu poți să pui noutatea vieții cu Hristos în burduful tradițiilor iudaice vechi, în burduful tradițiilor omenești pe care le făcuseră iudeii. Și Domnul Iisus spune, se strică amândouă, pierzi și burduful, pierzi și vinul. Amândouă se strică. Nu, ci vinul nou în burduful noi, spune Domnul Iisus. La mesaj nou, un alt stil de viață, nu mai merg vechile tradiții. Și mai înseamnă ceva vinul. Mă așteptam să spună tinerii ceva, tinerii căsătoriți. Ați putea să indicați vreo referință în Scriptură? Da? Nu. Cântarea cântărilor, capitolul 1, versetul 2. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierderile tale sunt mai bune decât vinul. Mirodenile tale au miros plăcut, numele tău este ca o mireasmă vărsată, mă rog, de aceea te iubesc pe tine, fetele, zice mireasa, cred. Vinul poate fi comparat și cu dragostea, în ideea că dragostea și sărutările sunt mai frumoase și mai plăcute și mai gustoase decât vinul. Care e rețeta? Nu știu, dar cred că puțin anticorpi, puțin hormoni, un pic de parfum, multă dragoste, atracția între persoane, secrete pe care le-a pus Dumnezeu în trup. Acum, Domnul Iisus transformă, spun unii, vechiul legământ în nou legământ. Dar aș vrea să pun și altfel întrebarea. Când ajunge în viața ta să lipsească vinul? Când ajunge în viața ta să lipsească bucuria? Când ajunge să lipsească în viața ta bucuria împărăției lui Dumnezeu? Când ajunge în familia ta să nu mai fie dragoste? Și nu se mai... Nimeni nu mai citește din Cântarea Cântărilor. Versetul 1, nici versetul 2, nici versetul 3, niciun capitol. Și când se întâmplă așa ceva, cine este cel care poate să readucă bucuria în familie? Cine este cel care poate să readucă bucuria sfântă în biserică? Cine este? Domnul Iisus Hristos. Vedeți, lucrul acesta este extraordinar de important, de aceea Domnul spune că nu numai nunul a trebuit să știe, care era un fel de șef al mesei, ci a trebuit să știe secretul despre sursa adevăratei bucurii, mirele, capul familiei. Nu avea voie capul familiei să nu știe cum s-a ieșit din criză. Probabil că el știa că nu mai e criză, că s-o fi șoptit. Dacă știa mama Domnului Iisus, s-o fi șoptit că măi, nu mai, mai e pe undeva? Nu mai nu mi-au ajuns banii, asta a fost. Aoleu, ce ne face? Păi ce să ne facem? Zice, mai devreme să meargă acasă. Mai aduceți niște prăjituri. Nu știu, vedeți că e apă de la un pic mai încolo sau împrumutăm de la vecini. Nu știu ce să facem. Nu doar nunul ajunge la descoperirea aceasta, ci nunul cheamă pe mire. Mirele trebuie să știe, șeful casei trebuie să știe, capul casei trebuie să știe. Bărbate care ești cap de casă și tinere care vrei să te căsătorești. Știi cine aduce adevărata transformare a vieții? Știi cine dă bucuria vieții?
Apelezi tu la El? Pe urmă, transformarea aceasta mai spune despre ceva. Și anume, dacă Domnul putea să facă toate lucrurile așa de repede și să transforme apa în vin, fără să mai fie nevoie de agricultură, fără să mai pui sămânță, fără să mai pui îngrășăminte, câte lucruri n-ar putea Dumnezeu să facă rapid într-o clipire? Ar putea să faci facultatea într-o singură zi? Ar fi folositor, nu? Cine a făcut facultatea într-o singură zi? Cine? Nu, el a făcut doctoratul. Acum, facultatea a făcut-o Adam. Pentru că el n-a mers nici la liceu, nu-i așa, dar la sfârșitul primei zile sau așa l-a pus să pună numele la toți animalele ca și cum și-a luat licența în biologie. Și nu numai că a pus numele la toate animalele, dar zice, cum punea, așa, rămâneau, așa erau. Eu sunt ispitit să mă gândesc că dacă aș fi fost cumva în locul Domnului, aș fi zis, mai Adame, la 99 de nume ai pus bine, dar la 100-lea fii atent. Se putea zice un pic mai bine, cum ai zis tu, măgăruș. Nu, măgar este mai bine. Sau altfel, aș fi corectat un pic ca să știe cine e șeful, mă înțelegeți. Dar Domnul zice, cum a zis el? Cum zicea Adam? Așa era. Deci Adam n-a învățat într-o clipă, apa s-a transformat în vin, într-o clipă a luat diploma la facultate. Băi, ce viață era asta? Domnul a zis Adam, e bine să fii singur? Nu e bine să fii singur, dar nu e bine să fii singur. Mergi puțin și te culcă. Și este primul om care s-a dus la culcare și s-a trezit căsătorit. Când s-a trezit, i-a dus-o pe Eva și a spus, uite, așa. Și el a recunoscut-o. Deci a recunoscut că este darul perfect al Dumnezeu și a spus, iată ceea care este carne din carnea mea, os din oasele mele. Deci corespunde exact, Doamne, îți mulțumesc, este darul cel bun. Dar că după aceea a zis, vezi soția care mi-a dat-o, nu m-a ascultat. Dar a început, a recunoscut că e darul cel bun. Multe lucruri s-ar putea întâmpla într-o clipită. De ce nu se întâmplă într-o clipită? Nu poate Dumnezeu? Ba da, e clar că poate. Dar Dumnezeu atunci le lărgește, înțelegeți? Și ne face spațiu să trăim și noi în lucrurile pe care El le-ar face într-o clipită. Ai timp să faci agricultură, chiar dacă El ar face vin într-o clipită. Ai timp să îți arăți sfințenia într-o prietenie, să ceri frumos în logonă, să ceri frumos în căsătorie, chiar dacă El ar putea să zică, aplicăm metoda Adam. La culcare, ia o coastă și o să ai o nevastă care se potrivește cu tine. Multe lucruri ar putea să facă Dumnezeu într-o clipă și nu le face pentru că a creat spațiu ca noi să trăim cu credincioșie, să ne arătăm ascultarea, să arătăm perseverența, să arătăm pocăința, să arătăm că prețuim relația cu Dumnezeu. Și până la urmă zic și am trăit o viață și îmi dau seama că totul a trecut ca într-o clipă. Și așa zice, așa este o clipă. Practic, la voi 1000 de ani, o clipă la mine. Nu înseamnă nimic. Acum însă pot să spun, rob bun și credincios, vino moștenirea care ți-a fost pregătită. Sau poate să spună o altă judecată. De aceea este importantă transformarea. Importantă pentru că ne învață la cine să apelăm. Și este importantă pentru că ne învață că Dumnezeu ne-a creat spațiu în care să fim credincioși. Ne-a dat viața aceasta cu luptele ei și cu greutățile ei. Nu că neapărat trebuie să fie așa, poate și altfel, dar că a creat un spațiu în care noi să-L cunoaștem pe El, un spațiu în care noi să dăm o mărturie bună, să ne întoarcem la El, să spunem, Doamne, mă întorc la Tine, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Spațiu de pocăință, spațiu de lucrare, spațiu de perseverență. Aceasta este taina transformării. Așa că acest prim mare semn este nemaipomenit. Arată cu adevărat gloria lui Dumnezeu. Și toate au un scop, ca ucenicii să creadă. Dacă vrem să fim o biserică care să aibă o mărturie, trebuie să fim o mărturie bună spre slava Dumnezeu. Trebuie să sărbătorim prezența Lui, să-L invităm pe El în toate lucrurile să fie oaspetele de onoare. Trebuie ca în mijlocul lipsei și al crizei cu care ne-am putea confrunta, să venim la El și să aducem nevoia aceasta și să venim cu perseverență în rugăciune, știind că El are soluții și să ne lăsăm noi transformați în rugăciune. Apoi să fim lucrători care își lasă
își trăiesc viața cu dedicare și ascultare. Când a spus Domnul să se umple până la margine, ei umplu până sus și oameni care muncesc și gândesc ca să dea o mărturie. Ei știau ce s-a întâmplat, ce s-au gândit cu lucrul acesta. Și să fim oameni care știu că sursa bucuriei și a păcii în familie este Domnul Iisus Hristos. Să înțelegem simbolul acesta al transformării și să ne dăm seama că dacă viața noastră mai durează și dacă sunt poate greutăți de un fel sau de altul, Domnul ne-a creat un spațiu să ne arătăm credincioșia, să nu ne pierdem încrederea în El și să-i dăm Lui glorie. Și în această glorie să fie bucuria noastră și numele Domnului să fie slăvit. El să ne țină harul Său. Amin.